Sfințenia sau desăvârșirea creștină este un deziderat și o dorință a fiecărui credincios. De-a lungul timpului, numeroși oameni au ajuns la treapta sfințeniei. Aceștia s-au remarcat prin ortodoxia credinței mărturisite și trăite printr-o viață curată și sfântă, iar după mutarea lor la Domnul, prin descoperirea sfintelor lor moaște și prin minunile pe care le-au săvârșit. Aceste elemente au condus la demararea unei proceduri canonice și statutare bisericești pentru proclamarea unui sfânt și înscrierea acestuia în calendar. Ea poartă numele de canonizare. Înscrierea cuiva în canonul sau catalogul sfinților este o formă de recunoaștere a sfințeniei unei persoane de către autoritatea bisericească. Martirologiile din vechime erau scrieri care conțineau informații despre viața și sfârșitul, trecerea la viața cea veșnică a sfinților martiri, a celor care și-au pierdut viața pământească pentru a o moșteni pe cea veșnică. Erau scrieri care înfățișau și modul în care sfinții trăiau, dar și modul în care își mărturiseau credința creștină cu prețul vieților lor, pentru ca mai apoi creștinii primelor veacuri, pe mormintele acestora, pe mormintele sfinților martiri, să poată săvârși pe locurile în care ei eventual și-au sfârșit viața, să poată săvârși Sfânta Liturghie. Sunt scrieri deosebit de importante și pentru noi cei de astăzi, pentru că ele ne evidențiază dragostea pe care înaintașii noștri au avut-o față de Mântuitorul Hristos și prin aceasta ei sunt pentru noi pilde de viețuire creștinească, dar totodată și pilde de mărturisire cu prețul vieților lor a dreptei credințe. Nimeni nu poate fi canonizat încă din timpul vieții, chiar dacă a avut darul facerii de minuni. Omul este supus mereu păcatului și poate greși înainte de moarte. Biserica nu a stabilit un termen de la moarte până la canonizare, pentru verificarea sfințeniei, deoarece trecerea în veșnicie nu mai operează cu termene. Ortodoxia sau dreapta credință este socotită ca semn al sfințeniei și baza tuturor semnelor sfințeniei. Martirii mor pentru dreapta credință, mărturisitorii au în vedere tot credința adevărată. Facerea de minuni este o lucrare a lui Dumnezeu pentru mărturisirea dreptei credințe. Lupta pentru apărarea credinței adevărate dovedește asumarea totală a adevărului apărat. Criteriile pe care biserica le are în vedere atunci când canonizează un sfânt sunt mai multe. În primul rând, se are în vedere viața și trecerea la cele veșnice a sfântului respectiv, a omului care, prin modul în care a trăit, a dovedit că a iubit pe bunul Dumnezeu mult mai mult decât și-a iubit propria sa viață pământească. Se are în vedere, așadar, în primul rând, sfințenia vieții. Se are în vedere ca cel care a trecut la cele veșnice să fie avut un sfârșit creștinesc, așa cum de altfel și spunem noi într-unele dintre rugăciunile noastre. De exemplu, moartea martirică este cea mai clară, cea mai concludentă mărturie a dragostei față de Dumnezeu a sfinților martiri. De aceea, martirajul este un criteriu deosebit de important pe care Sfântul Sinod l-a avut în vedere de fiecare dată atunci când a hotărât canonizarea unui sfânt. Apoi, se are în vedere și ca sfântul respectiv să fie mărturisit prin viața lui sau poate chiar prin scrierile pe care le-a lăsat urmașilor săi, să fie mărturisit dreapta credință. Un alt criteriu este apărarea de dreptei credințe și în categoria aceasta a sfinților care s-au evidențiat ca fiind apărători ai dreptei credințe, avem mulți voievozi, domnitori care cu prețul vieților lor au apărat credința creștină, credința ortodoxă.
În privința altor criterii, de exemplu, putem menționa săvârșirea de către sfinți a unor minuni, de către sfintele lor moaște. Neputrezirea acestora este o altă mărturie a faptului că Dumnezeu însuși îi cinstește pentru modul în care aceștia au trăit. Alături de aceste semne a fost apreciată dintotdeauna și se respectă și astăzi nestricăciunea trupurilor după moarte. Pentru ca un trup neputrezit să fie considerat ca semn al sfințeniei, este absolut necesar ca el să fie și făcător de minuni. În multe situații, trupul găsit în stare de nestricăciune poate fi dovada faptului că asupra persoanei respective s-a proferat un blestem sau o anatemă. De aceea, în rugăciunile de la sfârșitul slujbei înmormântării, se cere dezlegarea de blestem de la părinți sau preot, de afurisenie de la arhiereu, ori chiar de blestemul său. Inițiativa pentru canonizare o are poporul drept credincios. Evlavia populară creează un cult neoficial, controlat și întărit de autoritatea bisericească, pentru a evita abuzurile sau greșelile posibile. Canonizarea în sine este însă de competența Sfântului Sinod, la propunerea unui ierarh. Canonizarea unui sfânt este decisă de către Sfântul Sinod al unei biserici autocefale, ortodoxe, dar este decisă după o îndelungă cercetare a vieții sfântului respectiv. Poporul este cel care hotărăște. Credincioșii sunt cei care, prin evlavia pe care o arată față de sfântul respectiv, își exprimă dragostea față de el și aprecierea. Apoi, luând act de această evlavie a poporului, Sfântul Sinod este cel care, după ce cercetează printr-o comisie pe care o desemnează viața sfântului, emite așa-numitul tomos, așa-numitul act de canonizare a sfântului respectiv. Este această canonizare a sfinților, deci un atribut al Sfântului Sinod și totodată o mărturie a autocefaliei și o consecință a autocefaliei unei biserici ortodoxe. Este totodată și o mărturie a comuniunii liturgice, canonice și cultice dintre bisericile ortodoxe, pentru că actul acesta, tomosul de canonizare a unui sfânt, este mai apoi comunicat tuturor bisericilor ortodoxe surori. Canonul, din grecescul canon, care înseamnă regulă sau normă, este regula de credință, de conducere în viață, rânduiala potrivit principiilor Evangheliei lui Hristos. Termenul de canon are și sensul de catalog sau listă. Canonul Sfintei Scripturi reprezintă totalitatea cărților sfinte insuflate de Dumnezeu, mai precis, lista acestor cărți. Canonizarea înseamnă înscrierea în rândul sfinților, în acest catalog sau listă, calendar, a unuia sau a mai multor creștini mutați la Domnul. Canonele bisericești sunt normele și regulile privind morala creștină, cultul, disciplina clerului, monahismul, organizarea și jurisdicția bisericească. Acestea au fost hotărâte de sinoadele ecumenice sau locale. La început, fiecare comunitate condusă de un episcop își canoniza sfinții pe care îi considera vrednici. Astăzi, canonizarea ține de competența Sfântului Sinod și este una din prerogativele autocefaliei. Numai o biserică autocefală cu sinod propriu și independentă față de alte biserici poate îndeplini actul canonizării. Forma canonizării, mai simplă la început, a evoluat și s-a îmbogățit. Hotărător este actul sinodal de declarare și așezare a eroilor credinței în rândul sfinților. Atunci când sunt respectate condițiile amintite,
autoritatea bisericească poate să procedeze la actul de canonizare a sfântului respectiv. După ce comisia desemnată de către Sfântul Sinod, care comisie cercetează viața Sfântului respectiv, propune Sfântul spre canonizare și Sfântul Sinod acceptă și aprobă referatul întocmit de către membrii comisiei respective, urmează alcătuirea slujbei Sfântului. Aceasta, la rândul ei, este de asemenea avizată de către Sfântul Sinod în ședință. Mai apoi urmează pictarea, sau poate chiar concomitent, urmează pictarea icoanei Sfântului respectiv, icoană care nu se sfințește decât în cadrul Sfintei Liturghii, în cadrul căreia se proclamă canonizarea Sfântului. Înainte de momentul hirotonirii arhiereului, în cadrul Sfintei Liturghii, este sau are loc citirea tomosului pe care Sfântul Sinod îl formulează referitor la viața și motivele pentru care Sfântul a fost canonizat. Se menționează în acest tomos al Sfântului Sinod și data la care urmează ca Sfântul să fie prăsnuit, se menționează și motivele pentru care a fost hotărâtă canonizarea. După citirea actului sinodal de canonizare, urmează purtarea în procesiune a moaștelor sau a icoanelor Sfântului, așezarea raclei sau a icoanei în biserică. Ulterior, are loc publicarea oficială a actului sinodal de canonizare și comunicarea lui tuturor bisericilor ortodoxe autocefale. Se tipărește viața Sfântului, se înscrie sărbătoarea lui în calendar, slujba în cărțile de cult și se răspândește icoana Sfântului în popor. Un alt aspect este aplicarea hotărârii Sfântului Sinod cu privire la hramul bisericilor închinate noului Sfânt. Modalitatea prin care noi, credincioșii, îi cinstim pe sfinți, pe cei pe care Sfânta Scriptură îi numește prieteni și casnici ai lui Dumnezeu, conține mai multe aspecte. Pe de o parte, îi cinstim pe sfinți prin rugăciunile pe care le înălțăm către ei, prin rugăciunile prin care îi rugăm să mijlocească la Bunul Dumnezeu pentru noi. Îi cinstim pe sfinți așadar prin acatistele și prin slujbele pe care le săvârșim în cinstea lor. Îi cinstim apoi pe sfinți prin faptul că le purtăm numele, că îi avem drept ocrotitori și rugători înaintea tronului Împăratului Ceresc. Îi cinstim pe sfinți apoi prin faptul că unele dintre bisericile noastre îi au drept ocrotitori și știm cu toții cu câtă dragoste și bucurie duhovnicească participăm la hramurile bisericilor noastre ortodoxe. Îi cinstim pe sfinți, însă mai ales prin faptul că trebuie să le cunoaștem învățătura și să le urmăm viața. Pentru Biserica Ortodoxă, canonizarea de noi sfinți este dovada unei vieți religioase foarte intense. În același timp, ea contribuie la întărirea legăturilor de conlucrare dintre bisericile ortodoxe și la afirmarea ortodoxiei în lume. Prin canonizare, biserica nu inventează sfinți, ci doar îi recunoaște, așa cum istoria nu creează personalități, ci doar le consemnează. Canonizarea este actul prin care biserica recunoaște, declară și înscrie pe unii credincioși trecuți la cele veșnice în rândul sfinților. Actul de canonizare se face după criterii bine stabilite. Prin instituirea cultului unui sfânt, nu biserica însăși conferă calitatea sfințeniei, ci doar constată existența ei și îi acordă cinstirea cuvenită.